pentru că iarna și-a intrat în drepturi încă din prima zi calendaristică, venind la pachet cu un cod galben de ninsori abundente și intensificări ale vântului, circulația în județul Prahova a fost îngreunată. Recomandarea polițiștilor pentru conducătorii auto este să pornească la drum doar cu autoturisme echipate. Altfel riscă pe lângă pericolele la care se expun și contravenții. Atragem atenția conducătorilor auto care se deplasează cu autovehiculele pe carosabilul acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, că în prealabil trebuie să își echipeze autoturismele cu anvelope de iarnă. În cazul în care nu respectă această prevedere legală, pot fi sancționați cu amendă în valoare de 810 lei. Totodată, ca măsură complementară, legiuitorul a dispus și uh, măsura ridicării certificatului de înmatriculare. De asemenea, sunt necesare săculețul cu material antiderapant și lopata. Șoferii trebuie să folosească cât mai mult frâna de motor, să evite depășirile acolo unde nu există spațiu suficient sau vizibilitate, să respecte restricțiile de viteză și să adapteze viteza de deplasare la condițiile meteorutiere.